Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom afla povestea singurului căutător de aur autorizat din România. Haideți să-l cunoaștem pe Ioan Catalina. Are 80 de ani și este ultimul căutător de aur din țară. Ioan Catalina, din satul Stănija, comuna Buceș, cunoaște ca în palmă munții din zonă și a învățat de mic meseria de căutător de aur. Omul își amintește cum i-a arătat bunicul, acum mai bine de jumătate de secol, cum să dea la șaitroc. Bunicul mi-a arătat să dau la șaitroc în 1950 și de atunci mi-a fost tot în gând, dar n-am putut să fac de comuniști. Comuniștii te băteau, te omorau dacă mai cu aurul. Și am, și la mine mă chemau, băteam la mojer, unde era cu conținut. Și veneam, eu veneam din mine cu locomotiva și dădeam la șaitroc, că nu știa nimeni să dea la șaitroc. Dădeam la șaitroc și era analiză făcută instant, imediat, acolo. Că din multe ori, acolo când se duceau probele multe la laborator cu chimicale, cu probe chimice, se inversau, se, aceea era bună, cine era bună și nu știa că de unde și cum. Aceea e instant, acolo se vede imediat, dacă este sau nu este. Păi nu știi bineînțeles că cât îi, dar tot aproximativ, dacă exersezi mult să vezi cât îi, să vede. Și bunicul de unde știa mai? Ei erau prin zonă pe vremea avut, aia? Au avut mine. Aha. Nu știu, de acolo de prin sat pe aici se știa meseria asta, ca să zic așa, pe vremuri. Pe... Se știa cam o casă avea mine, una n-avea. Unul știa să lucreze la aur, unul nu știa. De așa era. Și care avea terenuri cu filoane, dădea la celălalt care știa, că sunt care prea știi să fac, sunt oameni care știu să facă orice și știu, sunt care nu știu să facă nimic. Omul a încercat să îi învețe și pe cei tineri această meserie. Unii au deprins-o, alții nu prea. Ați încercat să învățați pe cineva? Am încercat, avem copii aici, am făcut vreo 22 de copii și vreo 24 parcă am făcut de la Brun, adulți, dar diplome și. Și le place? Duc mai departe meseria sau nu prea? Ăștia de la Brun, da, ăștia mai fac acolo și fac la, ăștia la Macino. Oare de ce? Nu-i treabă chiar așa simplă. Nu-i chiar așa, nu-i chiar de, așa ușor. Și mulți zic că e zbolon. Ce să zici, așa e. A fost, venea una ce, și maestru miner. Și lucram acolo la concentrator și zice, domnule, ce face acolo, Cătălina? Întolbura apa, ce să fac?
Și îți cuminte, mă, că dacă nu știu eu ce e în dealurile astea, nu mai știu om și pe el îmi prește multe. Dar mai este aur prin dealurile astea ale noastre? Este aur. Este aur. Mai mult, mai puțin, dar este. Este. Că, spre exemplu, dealul ăla, Fericeaua, e cu un gram la tonă tot dealul. Dumneavoastră știți toate locurile? Mai știu și nu chiar toate, că sunt peste 100 de galerii. Nu știu. Ioan Catalina ne povestește că meseria de căutător de aur e una migăloasă și necesită, pe lângă cunoștințe, și multă răbdare. E muncă multă până să găsești un gram de aur. E multă, mult și am lucrat și 16 ore. Și tineretul de acum nu lucră. Nu lucră nici... N-are răbdare. Nu. Lucră... Mă, cum să se scape, cum să dai bani cât de mult și de lucra, nu. Aur mai este mult în munții Apuseni, dar nu oricine știe unde să îl caute. Bătrânii au fost, s-au dus direcțională pe filon, de afară. Și cum a fost filonul și cum o șarpuit filonul, așa s-au dus pe el. Și între acelea, la bătrâni, este mai mult aur. Pe când ăștia au fost Ipegu, au fost transversală de filon, au trecut pe filon. Și mai puțin. Unii se nimere, este unii nu-i nimic. Povesteați că înainte de 89 nu prea era voie, deci mai mult din 90 încoace ați început. Da, de când au căzut Ceaușescu, de atunci am făcut așa pe acolo, am dat la Șaitroc să văd dacă este, merită să fac acte. Și în 1999 am decis să fac acte, că este. Și am făcut acte, dar 4 ani au durat. Din 99 2003. Dar cum de v-ați gândit la treaba asta? Mai exista așa ceva? Păi, dar era, dacă am văzut că este, se fac. Dar nu m-am gândit că scot bani, că am băgat vreo 700 de milioane în uzină, am făcut o micro-uzină, ce, niște mori, niște concentratoare, nu trebuie bani. Și nu m-am gândit, am scos ceva. În acest an, în curtea lui Ioan Catalina, a prins viață un proiect inedit, Casa Căutătorului de Aur. Menit să promoveze zona din punct de vedere turistic, proiectul este aproape de finalizare. Ideea acestui proiect cred că aparține domnului primar, care a avut ca proiect de suflet acesta, crescând aici în zonă și fiind vecin cu domnul Cătălina, și a dorit ca după el să rămână cineva care să continue acest meșteșug al căutării aurului aluvionar cu Șaitrocul. Și fiind contactat de un ONG din Alba numit Montana Moților, a încheiat în anii trecuți, a pornit un proiect, a scris un proiect și anul ăsta s-a concretizat ca un parteneriat între cele două instituții, Primăria Comunii Buceș și ONG Montana Moților Alba. Iar în cadrul acestui proiect, o secțiune s-a numit chiar promovare turistică pe meșteșugul căutării aurului. Și pentru asta trebuia să existe un ONG. Acel ONG s-a format, se numește Asociația Casa Căutătorului de Aur. Eu sunt președinte la acest ONG și am început activitatea. În cadrul acestei activități am avut de construit o cabană turistică cu 14 locuri de cazare. Cabana este ridicată, suntem aici, ne aflăm chiar pe terasa acestei cabane. Mai avem de dotat în interior, dar în mare parte este realizat ceea ce ne-am propus și urmează să dezvoltăm pentru turiști să arătăm turiștilor acest meșteșug, să-l folosim încă pe domnul Cătălina ca un profesor, să învățăm încă de la el
am început să învățăm, dar mai avem mult de învățat, să ducem mai departe acest meșteșug. Să mergem pe vale, să obținem un permis de exploatare pe un perimetru, să putem demonstra turiștilor această preocupare, să arătăm cum se ia minereul din aluviuni în șaitroc, cum se procedează, prin ce mișcări facem ca acest metal prețios să iasă la iveală, să sclipească în fața tuturor turiștilor. Mai avem mult de lucru, dar suntem pe drumul cel bun. Acesta este un proiect european. Da, am uitat să spun, pe fonduri europene a pornit conceperea acestui proiect și finanțarea este valabilă pe acest an. Finanțarea este în valoare de cât? Finanțarea este în valoare de 735.000 de lei pe această secțiune. Toți nerambursabili sau? Toți nerambursabili, toți nerambursabili. Parteneriatul dintre Primăria Bucești și ONG Montana Moților Alba Iulia este de 70% din partea Primăriei Bucești și 30% din partea ONG Alba Iulia. Și în cadrul marelui proiect s-au format 7 SES-uri, se numesc, structuri de economie socială. 3 s-au format pe județul Alba și 4 în cadrul județului Hunedoara, mai exact la Primăria Comunei Bucești, care înseamnă, din cele 4, înseamnă 1 pe promovare turistică, 1 pe dezvoltarea albinăritului, 1 pe colectare și de fructe de pădure și 1 pe consultanță agricolă. Casa căutătorului de aur este aproape gata, iar turiștii sunt așteptați aici în curând. Turiștii ar putea veni chiar de la acest sfârșit de an, adică după ce vom dota cabana pe interior, asta ar putea să fie în luna septembrie, vom putea să primim turiști pentru cazare peste noapte. Cazarea obligatorie trebuie să o facem cu demipensiune, dar pentru turism de o zi am putea oricând să primim turiști. Deja am început să facem campanii publicitare, mai avem încă de făcut, mai avem încă de făcut marketing turistic, de creionat, ca să zic așa, niște trasee turistice în teren care să cuprindă și alte obiective pe lângă cel principal pe care ne l-am propus. Putem aduce în fața turiștilor lecții de minerit, de istoria mineritului. Există în zonă galerii de mină vechi care deocamdată nu sunt pregătite pentru a fi vizitabile și nu știu cât de ușor o să fie lucrul ăsta, dar se pot vedea intrările în gurile de mină. Mai avem aici în apropiere o cascadă frumoasă care, din păcate, acum este un pic mai scăzută ca debit, dar în perioadele de primăvară arată foarte bine, poate fi amenajată pentru a fi vizitată și alte obiective. O să încercăm și cu alt fel de turism, nu neapărat doar cel de natură, de istoric minier și de aur aluvionar. Vom găsi și sunt alte obiective. De undeva de aici, de sus, de pe un platou, se vede foarte frumos stânca vulcanului, care calcarelor de la vulcan și peste deal, ca să zic așa, la vreo 7 km, este granița cu județul Alba, care face legătura iarăși către alte obiective. Și putem dezvolta multe, multe lucruri frumoase. Asta este doar un început, dar sigur vom face mult mai multe lucruri.
Casa Căutătorului de Aur se dorește a fi un centru unic în România, unde turiștii vor putea să vadă cum se exploata pe vremuri aurul în Munții Apuseni, dar și să viziteze împrejurimile. Este singur în România și la momentul de față m-am informat la ANRM, la Agenția Națională de Resurse Minerale, nu există niciun permis în vigoare, niciun permis de exploatare pentru aur aluvionar. Noi o să încercăm să-l obținem. Da, va fi ceva inedit și va fi punctul forte cu care noi vom atrage oamenii din țară și din străinătate. Noi avem un site, se numește Asociația Casa Căutătorului de Aur. Este valabil și pentru cei din România și pentru cei de peste hotare. Deja am anunțat prieteni din Chile, geologi, prieteni din Australia, din Germania, care au luat act de acest eveniment și s-au arătat interesați, cu atât mai mult cu cât în alte țări, ca de exemplu în Australia, este destul de dezvoltat acest meșteșug. Și s-au bucurat să afle că și la noi începe să se dezmorțească, ca să zic așa, un astfel de meșteșug. Ioan Catalina este un om deosebit, spune Georgeta Dulgheru. El și cunoștințele lui trebuie puse în valoare. Despre el știam de mult, eu fiind geolog de meserie și lucrând tot în aur, la minele din Barza, sau lucrând și la Muzeul Aurului, deci toată viața am lucrat cu aur, ca să zic așa. Am știut teoretic despre dumnealui, dar l-am cunoscut anul ăsta cu ocazia inițierii acestui proiect. Și din prima zi și din prima clipă mi-am dat seama că este un om foarte deschis, că se bucură de ceea ce face și îi place și își dorește să lase în urma lui ucenici care să ducă mai departe meșteșugul. Ce-i drept, e greu, nu-i simplu. Am încercat, o să mai încercăm și o să exersăm, dar nu-i simplu, nici mișcările șaitrocului nu sunt atât de lesne de învățat. Este vorba de îndemânare, de o experiență, de ani mulți și de dorința și de simțul. El pur și simplu are simțul ăsta de a simți aurul unde se află. Și apreciez la el dăruirea și generozitatea. Pe lângă faptul că ne oferă aceste lecții, el ne-a donat și acest teren pe care se află cabana și această curte și este dispus oricând să folosim tot ce este în jurul cabanei și inclusiv atelierul în care dânsul a prelucrat cu anumite mijloace aurul găsit în aluviuni. Ne-a pus la dispoziție casa pentru a avea sediu asociației acolo. Deci avem un om de mare valoare și trebuie să-l mai folosim cât încă mai putem. Mai șugubăț de felul său, aurarul nostru e totuși tare mulțumit de faptul că există interes pentru preocuparea sa, că mai mulți oameni vor să învețe meseria de căutător de aur. Au făcut în numele meu, dar nu știu că e gândul să mor. Rămân urmași ăștia care sunt. Sunt cinci care fac și încearcă să facă, să le arate aurul la turiști. Și este de la șaitroc și arată aurul. Și e un material nobil și cred că toți sunt interesați. Că vin și aici să le arăt aurul, păi nu pot, că aia primarul la zor, că zice că ce... Și cu acordul lui mai vin și le mai arăt, păi nu la toți, că ai ce să... Deci vine lumea aici să vadă vin cum să face. Vin să vadă aurul, le arăt. Omul se arată indignat de faptul că vin străinii să exploateze aurul localnicilor. De proiectele astea de la Roșia Montană, Certești, ce ziceți? Eu zic să le exploatează cine a avut teren acolo. Nu cei de la Samax sau de la Gold Corporation sau alții. Exploatează care a avut
mina acolo și aia să exploateze. Să le dea voie să exploateze, dar le trebuie o groază de bani înainte de a începe. Și a făcut ce dacă nu a făcut aur mai întâi? Cu ce face? Dar mulți bani de tot, câteva miliarde de lei noi. Câteva miliarde ei trebuie să face o urchie să poți exploata. Și zice că acum nu se mai dă voie nici să se exploateze de la, în mine, numai de la suprafață. Aici, la noi, în județul Hunedoara, care sunt localitățile, zonele unde este cel mai mult aur? Pe Gura Barza. Gura Barza, cea mai... Și-a rămas și acolo o grămadă de filoni neexploatate. Mina care este închisă în ziua de astăzi. Toate sunt închise. Ați găsit mult aur la viața dumneavoastră? A fost ceva? A fost, nu. Câta. Să spune că nu veni să întrebi și să spui. Ultimul căutător de aur din Apuseni a predat ștafeta. E rândul celor care vin, a urmașilor, să ducă mai departe tradiția.